Ce faceți, dragilor? De data aceasta v-am pregătit acest superb, superb vas de ciment. Ia uite ce frumos arată. Și o să facem un aranjament superbisim cu eșeverii și cu burrito. La final condimentăm cu burrito. Doamne, superbe! Partea bună la aceste suculente este că chiar și dacă ți se rupe una, o pui acolo în pământ și ea crește. Bun, ca orice aranjament, începem cu niște sfere ceramice pe fundul vasului. Așa. Mai punem două linguri. Așa. Puțin praf de stele, niște cărbune activ. Așa. Ce papa bună să facem noi. Și acum adăugăm pământ cât cuprinde. Ții minte când eram mic și mai citeam rețete pentru maică-mea, erau exact așa niște expresii. Un vârf de sare, cât cuprinde, după gust. Așa, cred că a cuprins destul. Și acum trecem la planta acestei eșeverii minunate. Le-am scos ghivecelele și le-am dat un pic de pământ la o parte. Cu grijă să încercăm să nu le rupem frunzele. Așa, și după ce am plantat aceste eșeverii minunate, pe lângă ele o să venim cu niște burrito. Inclusiv frunzulițele astea mici le putem pune pe pământ și dacă o să udăm suficient, o să crească noi plantuțe. Așa. Ia uite. Ce platou frumos cu suculente grăsuțe am făcut aici. Taram! Și acum puțin mușchi verde. Așa. Puține bombonele de decor. Glumesc, să știți, astea nu sunt bombonele, astea sunt chiar pietricele decorative. Și ia uite cum am făcut un platoaș numai bun de servit cu grăsuțe dintre astea eșeverii superbisime. La astea chiar că nu le știu numele la toate, deși fiecare eșeverie are un nume al ei. E, ce să le fac? Cred că nici ele nu știu cum mă cheamă pe mine. Așa. Bun, și aici puțin. Și acum stropim totul cu apă din belșug. Cu ocazia asta și curățăm pământul de pe plantuțe. Na, ce ziceți de acest platou mirobolant cu suculente, cu eșeverii și cu sedum burrito? Nu, n-ai cum să nu iubești grăsuțele. Stop body shaming! Iubiți grăsuțele! Vă pup! Pa!